Veste bună pentru pensionarii din Ploiești. Serviciul de gospodărire urbană a decis să amenajeze două noi locuri de odihnă. Lucrările sunt deja în toi. Cele două spații sunt situate în zonele Gheorghe Doja și Găgeni. În această lună am început lucrările de amenajare a două locuri de odihnă din oraș. Unul este situat pe Gheorghe Doja, iar celălalt pe Găgeni. Lucrările se desfășoară concomitent. Amenajarea acestor locuri de odihnă presupune amplasarea de băncuțe sau sădirea gazonului. În plus, spațiile vor fi și iluminate. Aceste spații de odihnă vor avea, ca de obicei, un perimetru verde, un perimetru destinat băncuțelor și vor fi iluminate, atât prin spoturi sau prin panouri fotovoltaice. Locurile de odihnă deja existente în Ploiești sunt și ele în atenția SGU. Derulăm activități de refacere a mobilierului urban din cartierul 9 Mai la un loc de odihnă situat acolo, unde vom înlocui și copertina care se află deasupra meselor de șah. Angajații SGU spun că locurile de odihnă din zonele Gheorghe Doja și Găgeni vor fi gata în maximum două luni.